viața noastră depinde de mediu. Clima are influență asupra agriculturii. Cercetătorii fac eforturi să înțeleagă circuitele climatice, atmosferice și oceanice. Geologii studiază rocile și vulcanii pentru a descifra misterele interiorului Pământului. În acest film vă prezentăm principalele aspecte legate de înțelegerea mediului natural și a schimbărilor climatice cu participarea celor mai buni experți în domeniu. Factorii naturali reprezintă cauza principală a schimbărilor și proceselor climatice și geologice. În prezent se manifestă starea de încălzire globală, la care se adaugă un număr semnificativ de factori generatori, precum activitatea tectonică, magnetismul terestru și rotația miezului de fier, activitatea solară, manifestarea oceanelor și perturbări ale circuitului termosalin, topirea calotelor polare, influența gazelor cu efect de seră, împreună cu nenumăratele lor interdependențe, la care se mai adaugă perturbări ale termoregulării, regulatorului natural, subțierea ale stratului de ozon, perturbări ale mișcării de rotație a Pământului și nu în ultimul rând prezența activităților umane. Cu toate acestea, eliminarea omului din ecuația climatică nu va schimba prea mult datele problemei. Să observă o creștere a frecvenței vijeilor, a vânturilor puternice. Acest fenomen se repetă într-o ciclicitate care este remarcabilă. Trebuie să recunoaștem un lucru. Noi nu stăpânim Pământul, chiar dacă îl maltratăm și îl agresăm. Pământul nu este al nostru. Poate că vrea să fie și ca un semnal de alarmă că ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Societatea încă, din fericire, n-a ajuns acolo ca să determine o astfel de deviație fără întoarcere a evoluției fenomenelor naturale. Se recunosc perioade foarte calde în anotimpul rece, perioade mai reci în anotimpul cald. Este o problemă cu consecințe formidabile și încă neînțeleasă pe deplin. Va fi o problemă și, zic eu, nu una chiar foarte mică, să ne adaptăm sistemul de combatere la aceste noi schimbări climatice. Așa că există anumite consecințe ale unor procese generale care par inverse la un moment dat. În acest episod vom încerca să răspundem la întrebarea dacă omul este responsabil de schimbările climatice și în ce măsură, cum reacționează media la informațiile despre climă și care sunt concluziile cercetătorilor legate de schimbările climatice. Omul, prin activitatea sa, are un impact asupra climei. Industria, agricultura și silvicultura modifică parametrii climei și compoziția atmosferei, iar orașele devin tot mai poluate. Efectul de seră. E clar, este pricinuit de creșterea dioxidului de carbon din aer. Aici suntem responsabili, pentru că fiecare mașinărie care folosește combustibili fosili, cărbune, lemn, tiței, petrol, benzină, gaz metan, elimină dioxidul de carbon. Aici sunt de acord, da? S-au luat măsuri, sunt deja rezultate, crește anual succesul nostru. Scade procentul de dioxid de carbon și ca urmare și efectul de seră este acum sub control. Emisiile pe care le face omul sunt gradate, dar în creștere. Este un aspect. Al doilea aspect este că sunt de două feluri. Sunt solide și gazoase. Cel puțin de două feluri. Nu trecem numai la mănânțime. În ce privește gazele, problema este că există o acumulare continuă, în special a CO2-ului în atmosferă și acest CO2 este un gaz cu efect de seră. Deci el se acumulează în timp și cantitatea de CO2 în atmosferă crește în timp prin emisiile pe care le fac industriile și omul în ansamblu, mijloace de transport și așa mai departe.
Schimbările climatice nu se referă doar la schimbări ale temperaturii, ci mai ales ale precipitațiilor și este demonstrat faptul că societatea umană influențează fenomenele naturale prin extinderea ariei de activitate, prin creșterea numărului de procese și fenomene influențate de om și prin intensificarea acestor influențe care au repercursiuni asupra temperaturii mediului și a rezervoarelor de apă. Spre exemplu, la ecuator, când au început marile defrișări, mă refer la anii 40, anii 50, s-a creat un dezechilibru fantastic. În fiecare emisferă, atât în cea nordică cât și în cea sudică, există trei circuite de circulație a apei. E, în emisfera nordică, aceste circuite sunt puțin mai neregulate decât în emisfera sudică, unde predomină apa. Prin defrișarea la ecuator a unei suprafețe mari de lemn, s-a produs, de fapt ce? S-a produs o modificare a curenților de ridicare a aerului și de a formare a primei celule de circuit în ambele emisfere. Defrișările care au loc pe continent, chiar dacă sunt de mică suprafață, creează niște posibilități locale de rupere a acestor circuite. Clima se schimbă, dar va fi un fenomen apocaliptic? Conspirații mondiale generează fenomene meteo extreme la comandă? Sau civilizația umană este amenințată de isterie globală? Încotro ne îndreptăm? În ceea ce privește încălzirea globală și amenințările apocaliptice, că se topesc ghețarii, care se ridică nivelul apelor și noi mai avem puțin de trăit, asta este o fantezie care, pe de o parte, ține de histeria ecologică, un curent de panică în știință, repet, expresia histerie ecologică, și, pe de altă parte, asidua muncă a mass-mediei. Să observ o creștere a frecvenței vijeilor, a vânturilor puternice, dar nu că n-au fost, au fost înregistrate și acum se monitorizează mai des treburile astea, având și aparate mai performante, le putem monitoriza mai bine. Nu sunt niște fenomene ieșite din comun. Sunt niște fenomene extreme care au fost și înainte. Deci este mersul firesc al naturii. Este mersul firesc al naturii. Toate cu încălzirea asta globală sunt mai severe puțin, dar nu sunt anormale. Sunt astfel de idei care pe undeva se leagă și de războiul meteorologic, o idee care nu este nouă, ea a fost vehiculată și prin anii 60, dacă mi-aduc bine aminte, în perioada războiului rece. Este greu de crezut că omul ar fi capabil să pună în mișcare astfel de energii încât să genereze evenimente de talia celor pe care le vedem astăzi. Adică, sigur că la o anumită scară locală ar putea avea o mică influență, să spunem o explozie puternică sau alte metode din acestea de provocare a ceții, etc. Dar de aici și până la abate curenți oceanici de la traiectoria lor, de aici și până la a modifica circulația generală a atmosferei în straturile înalte, este totuși o distanță destul de mare și, prin urmare, cred că ar trebui să fim puțin mai reticenți atunci când facem astfel de afirmații. Personal, regret că trebuie să spun treaba asta și să contrazic majoritatea concluziilor. Nu cred că ne apropiem de o apocalipsă. Nu cred că vine un sfârșit al Pământului. Tot timpul apar calcule că mai avem 11-12 ani sau 22 de ani de trăit. Astea sunt lucruri comice. Trebuie să recunoaștem un lucru. Noi nu stăpânim Pământul, chiar dacă îl maltratăm și îl agresăm. Pământul nu este al nostru. Natura are această posibilitate, această existență axiomatică de a se redresa mereu
chiar dacă evoluția ei se orientează într-o direcție sau alta. Marea problemă, după mine, este influența societății, care este incontestabilă. Determină o evoluție spre o bifurcație fără întoarcere sau nu suntem în această fază? Pot să spun, să dau și un răspuns ca părere personală, societatea încă, din fericire, n-a ajuns acolo ca să determine o astfel de deviație fără întoarcere a evoluției fenomenelor naturale. Nici nu vreau să mă gândesc sau să spun ce poate însemna schimbarea modelului de circulație a curenților oceanici. Pentru că dacă dispare Gulf Stream-ul, până ajunge la încălzirea globală, se va ajunge, de fapt, în Scandinavia, în primul rând, și în Europa vestică, la o mini-glaciație. Deci, fenomenele nu sunt uniforme și Pământul este destul de mare. Așa că, pe o încălzire globală, ca tendință generală, poți să ai local scăderi de temperatură pe perioade îndelungate. Și drastice. Sigur, aspectul catastrofal al climei depinde foarte mult, să nu pierdem din vedere, de creșterea demografică. În ultimele două decenii, Alaska a simțit impactul activităților vulcanice, dar zonele urbane nu au fost afectate. Așa că magnitudinea unui fenomen natural este asociată deseori cu numărul de victime și pagube materiale. Deci, indiscutabil, factorul demografic își are un rol esențial în calificativul de catastrofă sau cataclism. În climat acționează teoria haosului, ceea ce însemnează că parametrii de început au variații foarte mari și sunt predictibili numai o perioadă scurtă de timp și pot avea consecințe enorme în timp relativ scurți. Din acest motiv, predicțiile în ce privește climatul și cauzele care le provoacă sunt extrem, extrem de dificil de făcut cu exactitate. Pentru că dacă suntem foarte aproape de ruperea unui echilibru, atunci o intervenție minoră poate să ducă la consecințe majore. Specialiștii GIEC au precizat în raportul întocmit că impactul uman asupra climei este în proporție de 90% față de 60% cât era estimat în anul 2001. Dacă conspirațiile mondiale nu au reușit să influențeze clima, să fie totuși omul principalul și aproape unicul vinovat al schimbărilor climatice observabile în prezent? Alunecăm pe un teren periculos aici cu afirmații de soiul acesta. Ceea ce pot să spun eu este că, referitor la factorul antropic, poate că uneori îi dăm o prea mare importanță în aceste schimbări care se produc. Și chestia asta cu aprinsul becurilor în cameră este o chestie pur politică. Se știe care e cea mai ieftină formă de energie electrică. Hidro, nu? Care, după câte știm, e bine arvunită la câțiva băieți deștepți. După părerea mea, cel care studiază cu seriozitate evoluția climatică nu poate să dea un procent mai mult de 10, maximum 20% influenței antropice în curgerea ciclică a acestui fenomen. Nu cred că ne putem exprima chiar așa în procente exacte. Și atât de mare. Și atât de mare, sigur. Mi se pare, dacă îmi permit față de experții de la Bruxelles, să spun că totuși mi se pare exagerată aceasta. Eu rămân la părerea că lumea științifică la ora actuală nu a putut răspunde și foarte greu se va răspunde la această întrebare. În ce măsură societatea influențează circuitul apei în natură, respectiv clima în zilele noastre?
Oamenilor le place să aibă cifre exacte, da, domnule, să-i audă în ureche așa, 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 mai ales cei care nu se ocupă cu cercetarea, așa sunt majoritatea. Și atunci, în politică, în ziaristică, în știu eu, în media, se avansează tot felul de cifre care să facă plăcere sau neplăcere urechilor, după anumite interese. Cifrele astea așa de exacte care se aduc la cunoștința publicului sunt legate de interese politice sau altă natură. Și în cercetarea științifică, ca peste tot de altfel, a pătruns politică. Așa cum alte, să nu numesc concret, alte activități și alte informații către societate vin la comandă politică, astfel sau asemănător, și rezultatele unor cercetări vin la comandă politică. Pentru că există opinii între oamenii de știință exact ca în partidele politice. Unii sunt mai tari, își publică lucrările, avansează în gradele științifice pe care le au, demonstrează, publică numai în revista Science și Nature. Ce apare în aceste două reviste este text biblic pentru oamenii de știință și se creează rivalități de opinie. Într-adevăr, în acest an au fost date publicității primele trei părți, dacă nu mă înșel, ale raportului Comitetului Interguvernamental asupra schimbărilor climei. Și în aceste prime părți se face și această apreciere asupra rolului sau raportului dintre importanța activității antropice și a factorului natural sau a factorilor naturali în schimbările climatice. Poate că acest procentaj care a fost emis de 90% este puțin exagerat. Cred eu, sunt de acord cu dumneavoastră că acest procentaj este exagerat, dar tot așa trebuie să afirm, după părerea mea, că această activitate antropică totuși este importantă. Un fenomen asemănător este cazul ozonului. Izotop al oxigenului, oxigen 3. Este știut că ozonul ne apără de razele ultraviolete, infraroșii, dure, prea fierbinți. Dacă n-ar fi stratul de ozon, noi am avea niște temperaturi mult mai mari decât cele din Sahara sau de la Ecuator. Acest lucru a fost dovedit în laborator, repet, în laborator. A fost imediat găsit vinovatul, gazul numit freon, prezent în spray-uri și prezent în frigidere. Eu când dau cu deodorantul meu, gazul care expandează produsul chimic antitranspirator se numește freon, clorofromură de carbon. Bun. Acum 8 ani se descoperă cea mai mare gaură în stratul de ozon este fix deasupra polului sud. Unde s-a stabilit că pinguinii nu-și dau cu deodorante? Nici frigidele nu sunt la polul sud. Dar imediat, știința nu se lasă, să știți. Știința explică și ce nu este de explicat. E bine, și pentru gaura asta de ozon s-au găsit niște curenți de aer de mare înălțime despre care nu s-a știut nimic și ei au făcut un turbion fix deasupra polului sud, îndepărtând ozonul. Deci noi avem baze slabe, picioarele de beton pe care se sprijină cetatea științifică este făcută de noi. E vie, se schimbă ca moda de la o zi la altul. Ce a fost bun ieri e contestat astăzi. Modelele climatice care au fost elaborate consideră că această încălzire ar putea să continue până, cel puțin până la sfârșitul secolului actual, deci până la sfârșitul secolului al 21-lea, cu o intensitate mai mare în prima sa parte. Din punctul meu de vedere, cred că este puțin hazardat să facem astfel de anticipări,
chiar dacă ne gândim la simplul fapt că prognozele meteorologice nu dau rezultate satisfăcătoare decât pe intervale de, hai să spunem, maximum 10 zile. Restul sunt denumite, așa cum bine se știe, estimări climatice. Deocamdată n-au fost combătuți, că n-are cine să combată eventual dacă o să trăim peste 100 de ani, să vedem dacă au avut sau nu dreptate. Dar până atunci, dacă de multe ori nu iese prognoza pe 24 de ore, cum să iasă prognoza peste 100 de ani? Oricum, 90% să fie omul responsabil chiar de toate, nu. Absurd. Și să nu ne facem așa de vinovați. V-am spus, 90%. Bioxidul de carbon îl produc și eu. Dar fenomenele acestea, la care le spunem acum globale și despre care se scrie catastrofal, e un obicei în știință, în iuțeala cu care oamenii comunică și cu care descoperă fenomene și știri. Gândiți-vă la sinistra alarmă care a fost cu gripa aviară. La un moment dat era să ne pustim cu toții, în timp ce englezii sau ungurii și-au văzut de treabă. Auzi așa, acum 40 de ani am mai avut un an jumătate de molimă în această boală a găinilor. La noi, în schimb, s-au luat lucrurile catastrofal, cum spun eu, în această histerie ecologică. Noi trebuie să ne înarmăm cu o cunoaștere foarte serioasă a evoluției climatului în decursul timpurilor geologice. Cheia prezentului și mai ales a viitorului o descifrăm din cunoașterea evoluției paleoclimatice, deci a timpurilor preactuale. Această perioadă asta de mari călduri sau de mari zăpezi se așează, trece la locul ei și vin alte fenomene care, repet, se repetă ciclic. Din ce cauză? Din cauza unor legi ale cosmosului care încă nu le cunoaștem îndeajuns. Noi nu cunoaștem încă originea gravitației, originea magnetismului terestru. Să ne facem datoria și să găsim lucrurile, explicațiile acestor lucruri și să nu abundăm cu fantezia noastră în alarmă. Nu câștigăm din asta nimic. Oamenii de știință trebuie să învețe foarte repede un lucru. Nu este suficient să faci cercetări, să ajungi la concluzii pertinente, trebuie să știi să-ți vinzi marfa. Ori aici avem lipsuri mari. Noi trebuie să convingem societatea. Trebuie să convingem, în primul rând, politicienii, oamenii care decid că cercetările noastre au o finalitate. Putem, în anumite limite, să dăm verdicte asupra fenomenelor și proceselor din natură. În anumite limite, să facem prognoze asupra evoluției ei, fenomenelor naturale. Deci, părerea mea este că în momentul de față ar trebui să ne limităm în primul rând la a cunoaște cât mai bine prognozele acestea pe scurtă durată, la a organiza activitatea în asemenea fel încât în situații cu fenomene meteorologice periculoase să poată fi luate acele măsuri care sunt posibile și care pot să salveze vieți și bunuri, iar pentru perioade mai îndepărtate să încercăm prin educație, și aici mass media bineînțeles că are un rol important, prin educație să încercăm să îl facem pe om mai conștient despre problemele pe care îi le va ridica viitorul și în acest fel să îl pregătim spre o adaptare mai aproape de adevăr la condițiile mai puțin prielnice care se estimează că vor veni în deceniile următoare.